seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Dimensiunii Psi. În prag de sărbătoare ne-am gândit să discutăm despre semnificațiile sărbătorilor din punct de vedere energetic. Vom aborda această temă alături de invitatul nostru, domnul dr. Ovidiu Dragoș Nădejan. Bună seara, domnul doctor! Bine v-am regăsit! Bine v-am găsit și eu! Cum sunteți în prag de sărbătoare? Vă așteptați cu drag? Sincer, mie îmi plac sărbătorile. Chiar dacă nu e perioada cea mai bună pentru cei de mine, pentru că, mă rog, sărbătoarea înseamnă și partea frumoasă a binelui, dar înseamnă automat și exacerbarea răului. Și, în punctul ăsta de vedere, e o perioadă mai grea. Dar, pe total, mie nu-mi stă ajuns sărbătoarea. Ce diferențiază o zi obișnuită de o sărbătoare, din punct de vedere energetic? În primul rând, sunt cele trei componente, ca în orice lucru, are trei componente, da? Componenta materială, energetică și una spirituală. Pe mine mă interesează mai puțin componenta energetică, pentru că componenta energetică vine în urma componentei spirituale. Evident că sărbătorile, și mai ales sărbătorile de genul ăsta, fac să se deschidă cerurile. Și deschiderea cerurilor presupune automat coborarea pe Pământ a energiilor necreate. Duhul Sfânt, a luminii care izvorăște în Dumnezeu. Deci, automat, sărbătorile capătă o importanță spirituală, deci pe Pământ coboară entități de lumină. Știți că există un înger al bucuriei. Și asta este, de fapt, ideea sărbătorii, că în momentul sărbătorii toată lumea simte coborarea pe Pământ a Îngerului Bucuriei, indiferent unde se află. Adică sărbătoarea ar trebui să fie o bucurie pentru tot. Și pentru cel sărac și pentru cel bogat. Și pentru clasa de mijloc și pentru... De ce? Pentru că bucuria este un dar divin. Și automat deschiderea cerului, coborarea Îngerului Bucuriei, face să se manifeste pe Pământ bucuria în nivelul tuturor. Deci, din punct de vedere energetic, sunt energiile necreate care coboară de la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu. Din punct de vedere spiritual, este Îngerul Bucuriei, al petrecerii. Toată lumea... Deci, să știți că noi suntem învățați greșit în Ortodoxie. Noi suntem învățați că bucuria este greșită. De ce? Dintr-o proastă interpretare a fericirilor. Că la un moment dat spune Mântuitorul, spune fericiți cei ce plâng, că cei se vor bucura. E greșit înțeleasă. Lipsa bucuriei nu înseamnă că te mântui. Adică dacă ești acru și ursus, nu înseamnă că o să fii fericit în cer. Pentru că n-ai cum, odată ce ești acru, vei fi acru și în cer. Deci n-ai nicio șansă să te mântui. Și atunci, mulți dintre creștini, postnici și călugări, au crescut cu ideea și au trăit cu această idee greșită că dacă ei își înăspresc viața, automat vor fi mult mai bucuroși în cer. Ceea ce este greșit. Noi trebuie să aducem pe Pământ cerul. Și asta presupune bucurie și fericire. Deci, planeta Pământ, ca să devină o planetă în Dumnezeu, presupune ca toți oamenii, la fiecare nivel al lui, al lor, să fie fericiți. Asta nu are importanță de profesie, de... deci, cum să vă zic, nu are nicio importanță câți bani câștigi. Fericirea este o stare. Este o stare pe care o atingi în momentul în care ești în păcat cu locul în care te-a pus Dumnezeu. În momentul în care nu ești în păcat cu locul în care te-a pus Dumnezeu, atunci devine fericit. Da? Deci este ieșirea din Dumnezeu. A fi fericit înseamnă să fii în Dumnezeu. A fi nefericit înseamnă să fii în afara lui Dumnezeu. Ori, cum putem aduce pe Dumnezeu aici, dacă nu fiind fericit? Bine, aici să punem problema de toată fericire, că dacă pe mine mă face fericit să am băi 747, e clar că am o problemă de cap. Da? Presupune să înțeleg fericirea, să o accept și să o manifest. Da?
Ei, și atunci automat eu rezonez cu îngerul bucuriei. Eu automat transfer bucurie în jur. Ori, sărbătorile sunt momentul în care oamenii ar trebui să simtă cel mai mult prezența lui Dumnezeu. Și vă dar mai spun ceva. Ideea este să facem în fiecare zi o sărbătoare. E adevărat că dacă ești fericit în fiecare zi, o zi de genul ăsta, parcă nu mai este la fel. Dar adevărul este unul. Să știți că întotdeauna există alt prag al fericirii, alt prag al extazului. Niciodată nu există un punct terminus al bucuriei și al fericirii. Și din punct de vedere spiritual. Și atunci, ceea ce facem noi este să vrem să fim, să ne propunem să fim fericiți. Să ne propunem să fim fericiți. Fiind fericiți, știți că suntem în stare să dăm din starea asta și o altă. Pentru că dacă eu sunt nefericit, n-am cum să ofer celorlalți fericire. Problema este că eu să fiu fericit. Bine, dacă. Evident că nu pot să fiu fericit pe spatele cuiva sau pe nefericirea cuiva. Dar nici nu pot să fiu nefericit iar ceilalți să fie fericiți. E clar că eu voi influența cu nefericirea mea prezența ceva. Revenim la sărbătoare. Deci este un moment în care se deschid cerul, este un moment în care îngerii coboară pe pământ, este un moment în care se bucură tot cerul și această bucurie se transferă și pe pământ. Este o bucurie care cum să zic eu, luminează și inimile oamenilor și această bucurie se transferă și în cer. Este o sărbătoare pentru toți, și pentru oameni și pentru îngeri și evident pentru Dumnezeu. Ce sfătuiți apropo de nefericire? Ce sfătuiți acești oameni? Știți ce se întâmplă? Oamenii sunt nefericiți pentru că aleg să fie nefericiți. Poți să privești, cum să vă zic eu, să zicem o despărțire. Te despărți de cineva pe care îl iubești, da? Și poți să privești acest lucru ca pe o nefericire, să suferi că ai fost părăsit sau că te-ai despărțit. Doamne, sau să te bucur că e un nou început și poate că în viața ta apare cineva mai bun. Deci este o problemă de perspectivă. Oamenii aleg să fie nefericiți. Eu m-am întrebat, știți, un divorț. Un divorț face ca doi oameni să se despartă, da? Bun. Unul alege să fie fericit, unul alege să fie nefericit. Dar divorțul este același pentru oameni doi. Este, cum să vă zic eu, este o probă din care unul alege să fie fericit mai departe cu cine va fi în viața lui sau singur sau, mă rog, și unul alege să fie nefericit. Toți trecem, de fapt, prin niște încercări, prin niște teste și faptul că noi alegem să fim nefericiți este o opțiune personală. Eu pot să aleg să fiu fericit. Indiferent de ce se întâmplă. O să zic că numai că ești nebun. Nu. Există cartea lui Nicu Steinhal, Jurnalul Fericirii, când el descoperă fericirea în închisoare. La canal. Mă, nu unde. Deci în închisoare. Și el descoperă fericirea. Și își dă seama că fericirea este o stare și o acceptă. Și din momentul ce ai ales fericirea, tu nu mai poți să fii nefericit. De ce? Pentru că indiferent ce se întâmplă, indiferent ce vine în viața ta, vei încerca să scapi de acel ceva ca să te unești din nou cu starea de fericire. Să te unești din nou cu Dumnezeu. Eu nu sunt nici de acord cu prea marea fericire, deci cu extaz. De ce? Pentru că ea te împiedică să mai trăiești în lumea asta. Dar poate să existe o cale de mijloc. O cale de mulțumire sufletească. Un om special pe care l-am cunoscut, profesorul Iosif Constantin Drăgan, spunea că i-a fost întrebat ce e fericirea pentru el și a zis că fericirea pentru el înseamnă realizarea proiectelor. Împlinirea proiectelor. Proiectele astea pot să fie familie. Dacă ai o familie împlinită, ești fericit. Înseamnă proiectele în plan material. Ți-ai realizat proiectele, automat asta îți dau o stare de mulțumire. Asta îți vin, explic eu. El a spus doar partea asta. Și am încercat să o înțeleg. Și m-a trebuit niște ani să înțeleg pe omul ăsta. Și am mai spus că fericirea vine... deci nu crede într-o fericire, mă rog, cum își dorește noi.
ci din această mulțumire de realizarea proiectelor, indiferent de domeniul care sunt. Poți să ai proiecte în domeniul spiritual, poți să ai proiecte în domeniul material, poți să ai proiecte în domeniul familial, în relațiile, mă rog, în educația copiilor, poți să ai proiecte în orice și vine întâmplirea, te pot face fericit. Dar de multe ori ajungem să fie îndeplinite, deci aceste proiecte vor fi îndeplinite, sunt îndeplinite și, de fapt, suntem nefericiți. Nu. Haideți să vă spun ceva. Există starea de nemulțumire. Nemulțumitor. Și totuși suntem entuziasmați. Nu, problema este de noi. Problema este de noi, de faptul că fondul nostru este nemulțumitor. Nu știm să mulțumim pentru ceea ce avem. Noi nu ne dăm seama ce avem. Noi vedem doar partea goală a paharului. Dom'le, stai într-o casă cu acoperiși deasupra. Da? Dar ești supărat că ai rată la bancă. Te duci cu mașina la servicii. Dar ești supărat că să spargi un cauciuc. Cum să spun eu? E o stare de nemulțumire. Noi nu știm să mulțumim pentru ce avem. Că avem copii, că sunt sănătoși, că avem... Suntem nemulțumiți pentru ceea ce nu avem. Dar putem să facem comparația apropo de cei care nu au. Nu. Și ce se întâmplă? Eu am întâlnit oameni care erau fericiți și care trăiau Crăciunul prin simplu fapt că aveau o creangă de brad în care au pus globuri și că aveau niște cozonaci și au mai primit nu știu unde, nu știu ce și au putut... Deci, cum le spun eu? Pentru ei simțeai fericirea lor în sărbătoarea respectivă. N-aveau cine știe ce. Dar trăiau această stare de fericire. Și am încercat să înțeleg ce desparte oameni. Ceea ce desparte oameni este modul cum se raportează ei la starea de fericire sau de mulțumire. Dom'le, poți să fii mulțumit că ai o bucată de pâine pe care o mănânci. Și poți să fii nemulțumit că mănânci icră negră. Ce diferă treaba asta? Adică ce face... Ce face diferența între acești doi oameni? Starea de mulțumire. Unul înțelege. Măi, m-a avut pe pământ. Tot ceea ce am se datorează lui Dumnezeu. Prin eforturile mele. Corect. Și prin eforturile mele sau ale părinților sau mai știu ce. Dom'le, dar toate sunt îndemnite de Dumnezeu. Pentru că în momentul în care înțelegi că la un moment dat Dumnezeu poate să-ți ia tot. Și e chestie de secunde. De secunde în care poți să pierzi tot. Poți să pierzi nume, poți să pierzi casă, poți să pierzi mașină, poți să pierzi sănătate, poți să pierzi un picior, poți să pierzi un... Secunde. Deci, diferența între aici și în partea asta, între liber și închisoare, între viață și moarte, între a avea și a nu avea, între a fi și a nu fi cu cineva, între a-ți iubi copiii și a nu-ți iubi, este de secunde. Cine decide asta? Dumnezeu. Da? Și șansa noastră este că Dumnezeu nu este cum să zic eu? Este un foarte îngăduitor cu noi. Știți, la un moment dat un amic de-al meu nemulțumit. Dom'le, am încercat să-l ajut în toate felurile posibile. Nu putea să iasă într-o depresie. Da? Și se întâmplă o chestie extraordinară. Pleacă în străinătate, aici, mă rog, împreună cu un prieten, îi găsesc în mașină niște plante de alea etnobotanice și se spune clar că sunt droguri și este arestat. Stă-te-i lua în pușcărie, timp după care se demonstrează că, de fapt, nu erau droguri de mare risc sau mai știu ce, și în țara respectivă erau. Deci, erau legale etnobotanicele și se dă drum. Și mă întâlnesc cu el. Râzând tot. Și pățit. Sunt fericit. De ce ești fericit? Uite ce soare e afară. Și am văzut că a dat-o razna. Ce soare e afară. Uite. Ce e iarbă. E verde. Zic, dar ce ai pățit? Stai să-ți povestesc. 3 luni n-am văzut verde. N-am văzut soarele. Am stat cu oameni care aveau condamnări de 20-25 de ani. Și am stat 3 luni. Și zice, un copil foarte deștept, foarte, foarte, foarte. Și am stat 3 luni la pușcărie.
am crezut că nu o să mai văd soarele. Și mă rog, dacă nu era mama lui care să bată pe la ambasadă, să ia avocat, să... Că ei nici nu aveau niciun interes, nici nu vreau să vadă ce era în pachetul ăla. Că era în dormă, mă rog, de... Și a scăpat. Adică ei s-au dat drumul. Și acum să pune problema să ceară despăgubiri sau nu, pentru trei petrecut în pușcărie de gen. Dar zice, nici măcar aia nu mă interesează. Sunt fericit că văd soarele și natura. Deci ajunseze să se bucure de soare și de pom pe care nu-i vedea înainte să ajungă acolo. Și de asta zic, starea noastră este o stare de mulțumire și noi suntem vinovați că nu vedem frumosul nostru. Din jurul nostru. Jurul din jurul. Și când îți dai seama după ce pierzi? Când îți dai seama ce important este sănătatea după ce o pierzi? Când îți dai seama ce important e un om în viața ta după ce îl pierzi? Cum, când îți dai seama ești supărat că îți cer copiii, că fac aia, că aia. Dar când, Doamne ferește, să îmbolnăvesc sau când te ceri cu părinții, da? Doamne, când dispare un părinte cu care ai avut și divergențe și îți lipsește. Și atunci îți dai seama ce important sunt. Din păcate, noi nu știm să apreciem ce avem. Asta este problema asta. Nu este exteriorul de mine. Totul este în noi. E vorba de atitudinea mea relativ la sărbătoare. La ceea ce e jur, la oameni. La ceea ce am, la ceea ce nu am. Vorbesc de Îngerii Bucuriei. Coboară numai de sărbătoare? Să știți că bucuria este un dar. Un dar divin. Și Îngerul Bucuriei coboară în momentul în care meriți. Și bucuria este un dar divin. Gândiți-vă că nimic nu este mai frumos decât un copil bucuros. Imaginați-vă că la mine la cabinet vin copii de 6-7 ani care spun eu nu vreau să trăiesc. N-am pentru ce să trăiesc. Eu vreau să mă întorc în cer. N-am ce să fac aici. E prea urât. Ați înțeles? Aștia sunt tipii creștini. Deci nu sunt budiști. Budiștii știu să se bucure de o floare. Creștinii, pentru că au propovăduit lipsa fericirii, nu înțeles fericirea și am lângat-o, propovăduiesc treaba asta. Ei nu știu să bucure. Noi trebuie să învățăm să ne bucurăm. Știți, motivul pentru care depresia este foarte mult, foarte adâncă în poporul român este creștinismul. Proasta înțelegere a creștinismului, care a propovăduit faptul că dacă ești nefericit în viața asta, o să fii fericit. Lasă, fii nefericit aici, stai cu bărbatul, stai o mare la picioare și o să fii fericit în cer. Da? Da? Deci, am auzit eu pe asta. Te bate, nu-i nimic, m-a dat afară din casă și a stat în fric, intră pe geam. Hello? Deci, preot care îi spune unei femei care a fost dată în frig afară, intră pe geam. Și a stat în frig afară. Noi nu știm să fim fericiți pentru că nu ne-a învățat nimeni. Noi am învățat, noi avem la nivel subconștient de grup, datorită creștinismului, nu e vinovat. Așa au înțeles ei pentru Dumnezeu. Deci eu încercam să-i înțeleg. Nu. Și bine, la prima oară am blamat. N-am de ce să-i blamez. Ei n-au înțeles. Că fericirea înseamnă Dumnezeu. Hristos a mutat din Cana, nu cred că crezi că a stat așa? S-a dansat. Și acum e prezentă fericirea lui Hristos în Cana. În locul unde a rămas. Este prezent, obținți prin toți sporii. Duceți-vă la Ierusalim. Duceți-vă la Momentul Sfânt. Și o să ajungeți fără zmeți că face parte din Cana la nunta din Cana. Să vedeți acolo că simțiți mă, te ia bucurie. Nici nu știi de ce. Te ia... Dar bucă râsul. Pentru că acolo sunt îngerii bucuriei. Rămâne impresionat. Deci, Mântuitorul, ca Fiul de Dumnezeu, automat a impresionat cu energiile Lui tot pe unde a trecut. Rămâne suferința pe drumul către Golgota, dar rămâne bucuria de la munta lui. Pentru că și el știu să bucure acolo. A băut vin? Păi dacă s-a terminat vinul?
Credeți că a stat și s-a uitat la ceilalți? A bovit, s-a bucurat, a dansat. Nu știu cum se dansează atunci, că nu ne spune nimeni. Nu știu dacă se pupau atunci. Habar n-am. Dar se simte bucurie de la multă din cameră. Și atunci, bucuria, cum să vă zic eu? Înainte bucuria era prezentă altfel. Se făcea liturghia, da? Se dădea slavă lui Dumnezeu. Și în momentul respectiv cobora un înger bucuriei. Și în fața bisericii se făcea hore. Și oamenii se bucurau. Făceai, să spun eu, nu datoria, că sunt urât. Dar îi dădeai slavă lui Dumnezeu, venitul mie. Și apoi te duceai și lansai și îți vedeai de bucuria umană. Pentru că bucuriile astea sunt de mai multe tipuri. Există o bucurie umană. Da? Asta nu, asta într-o oameni. Mănânci, bei, dansezi, cânti. Și există o bucurie divină. Există extazul divin. Da? Extazul divin este o etapă superioară. Bucuria umană e bucurie umană. Dar atâta timp cât ești pe pământ, trebuie să ne împărtășim și de bucuriile umane. Pentru că și Hristos a făcut-o. Știți ce mă deranjează pe mine cel mai mult? Toată lumea vorbește de Hristos. Toată lumea vorbește de Hristos. Dom'le, da, nu înțeleg comportamentul. Dacă modelul meu este Hristos, Hristos s-a bucurat. S-a bucurat? Da. A plâns! A plâns! A plâns când a murit Ioan Botezătorul. A suferit când a murit Lazar. Și cine știe de câte ori nu a plâns? Când a murit poate că Iosif, că era copil. Deci, a plâns, s-a bucurat, a dansat, a muncit, a luat bani pentru munca lui, a dat cezarului ceea cezarului. Deci, și noi nu înțelegem nimic din comportamentul lui, pentru că, de fapt, nu ne învață nimeni. Se vorbește de Hristos așa. Hristos, Hristos, Hristos. Dumnezeu, de mine, nu studiază ca om, ca manifestare umană în plan terestru. Ca manifestare umană în plan terestru, a făcut tot ceea ce am făcut eu. A fost la Budă, a iubit, poate că, a studiat cărțile sfinte, s-a rugat, poate că a răcit, poate că i-a curs nasul, nu știu. Dar trebuia să mă înțeleagă cu el. Și atunci sunt mai mult ca să-i rugă pe treaba asta. Poate că a avut vărsat de vânt, poate că a fost un put de bube când era mic. Poate că s-a jucat cu copiii în pământ, în țărână. Poate că s-a jucat cu bețe, cu pietre. Poate că a dat cu pietre pe ceilalți copii. Nu știm. Dar e clar că a făcut tot ce fac și ceilalți copii. Și, când a făcut mare, a făcut ceea ce făceam alții. S-a câștigat munca prin... și-a câștigat banii prin muncă. A dat dăile Imperiului Roman. Păi, de ce? Păi, foarte simplu. E clar că, la un moment dat, în mintea lui, am conținut de toate ce se dă bani romanilor. Și după aia a venit soluția. Dați cezarul ce al cezarului și Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. E clar că mai întâi a văzut o femeie omorâtă cu pietre și după aia a venit soluția. Care e cel mai curat să dea primul cu piatra. Dar e clar că a văzut mai multe femei omorâte până să înțeleagă treaba asta. Pentru că nu te naști pe învățat. Înțeleg. Și el a trebuit să treacă prin toate etapele unui om. De ce spun asta? Pentru că dacă Iisus ar fi fost doar om, pentru mine nu e important. Dacă ar fi fost doar Dumnezeu. Nu, unde mi s-a prezentat Hristos doar ca Dumnezeu. Pe mine Hristos ca Dumnezeu, doar ca Dumnezeu nu mă interesează. De ce? Pentru că nu are aplicabilitate pentru mine. Aplicabilitate pentru mine. Dragul și așa om, plan român, planeta, pământ, vierme, păcătos, cum vreți să are importanță Hristos prin umanitatea Lui. De ce? Păi dacă Hristos este uman, înseamnă că eu pot să ajung Fiul de Dumnezeu. Dacă Hristos nu e uman, nu mă interesează. Pentru că nu mi oferă scara. El, uman, scara spre a ajunge Fiul de Dumnezeu. El, doar Fiul de Dumnezeu, ești frumos, ești extraordinar, ești ca un luceafăr pe bolta cerului. Nu am cum să ajung la tine. Dă-mi și scara. Ori el reprezintă o scară. Umanitatea lui este baza scării. Divinitatea lui este capătul scării. Deci el mă oferă toate treptele. Urmează mie, da? Și atunci ajungi acolo. Revenind. Deci, el
Oamenii n-au înțeles că poți să fii și fericit. Că trăirile sunt firești. Că fericirile sunt firești. Că nefericirile sunt firești. Dar este greșit să stai și într-o stare de fericire și într-o stare de nefericire. Trebuie să fii în echilibru. Și să trăiești prin fiecare stare. Pentru că dacă îl analizăm pe el, prin prisma, tot ceea ce știm despre el, îl vedem că este viu. El se bucură. El trăiește cu ceilalți. El suferă. El se roagă. El plânge cu lacrimi de sânge. El mănâncă miere, pește, miel. Nu e vegetarian. El mănâncă. El este viu. Și prin faptul că are această natură duală și umană și divină. Știți că s-a pus inclusiv problema dacă are natură umană și divină la un moment dat într-un singur. N-are importanță. Și până la urmă s-a ajuns la concluzia că are și duală și divină. Că unii, mă rog, sunt unii care i-au contestat natura umană. Adică... E bine că s-a ajuns totuși. Da. Ei, această natură duală și divină, umană și divină, îl face să fie apropiat de mine și de ultimul om. De ce mai păcătos? Și el, tocmai de asta înțelege omul, pentru că am avut această natură umană. Mulți oameni cred că au acces la Iisus, la Dumnezeu, doar în pragul sărbătorilor, când este sărbătoarea Mare. Nu înțeleg că pot avea acces. Pentru că nu suntem învățați asta. Nu suntem învățați că Iisus, deci se spune multe despre Iisus, dar nu se spune un lucru simplu. Eu stau la ușa ta și bat. La ușa ta și bat, înseamnă că Hristos stă la poarta inimii oricui, tuturor, indiferent de rasă, naționalitate, sex, apartenență politică. Și asta înseamnă că Iisus este deschis să intre în inima oricui. Nu suntem învățați în asta. Și pentru că nu suntem învățați în asta, evident că am pierdut legătura personală cu Hristos. Dar asta este una dintre, hai să zicem, politicii bisericilor. Politica bisericilor care a avut să înrobească omul și nu să ne elibereze. Hristos a venit să elibereze omul. Bisericile au reușit să nu înrobească. Păi de ce? Păi foarte simplu. Hristos a vrut să am o relație personală cu El și prin El o relație personală cu Dumnezeu. Preoții și episcopii, în loc să mă învețe asta, m-au despărțit de Dumnezeu. Ei propovăduiesc ideea că omul nu poate să aibă relație cu Hristos decât prin împărtășan. Fals! Și eu, Dragoș Argeșanu, am curaj să nu mai împărtășesc niciodată în viața asta. Și vă dau un exemplu. O istorie de un om care nu s-a împărtășit și a refuzat împărtășenia înainte să moară. Și ăsta a fost general Antonescu. Puțină lume știe că general Antonescu, nu am nicio legătură nici cu evrei, nici cu... Dar mie mi-a plăcut ca idee omul ăsta. Înainte să moară, a venit preotul și l-a spovedit. Și a vrut să-l împărtășească. Și a refuzat împărtășenia. De ce? Pentru că din cauza lui a mai murit cineva. A murit cineva care era nevinovat, a fost împușcat. Și a zis, nu pot să mă împărtășesc în condițiile în care un nevinovat moare din cauza mea. Și a murit fără să fie împărtășit. Și eu ce spun? Dom'le, să știți că împărtășenia înseamnă foarte mult. Și poate că sunt conștient mai mult decât mulți, mulți, mulți de tot ce înseamnă împărtășenia. Ei, dar eu consider un lucru. Și anume, e mai important să te împărtășească Hristos pe partea altă decât să te împărtășești aici. Așa spune și Sfântul Serafim de Sarov. Exact același lucru. Că nu este atât de important împărtășania pe lumea asta. Exact. Să știți că, dintr-o anumită perspectivă, este importantă. Slavă Domnului că mai sunt oameni care se împărtășesc, pentru că necesitatea împărtășanii, deci faptul atât cât este liturghie și sunt oameni care se împărtășesc și se împărtășesc cu vrednicie, înseamnă că nu vine sfârșitul lumii. Că tot e 21.
Adică, se întâmplă următorul fenomen. Necesitatea împărtășirii oamenilor face să se coboare Duhul Sfânt. Adică noi, oamenii, facem să se coboare Duhul Sfânt pentru noi și pentru credința noastră. În momentul în care nu o să mai fie ăștia, nu o să mai vină. Că nu mai are de ce. Deci atât timp cât sunt oameni credincioși pe pământ, se justifică ce? Taina Sfintei Împărtășanii. Eu nu vorbesc de, eu vorbesc de mine. Eu, mă rog, ies un pic de sub, din tipare. Asta e problema mea. Pentru că așa mi-a dat mie să studiez. Dar încerc să vă explic un lucru. Pentru mine, e mai important dacă Iisus mă va împărtăși pe lumea altă, decât dacă îmi dau preoții tone de împărtășanie în lumea asta. Pentru că dacă ții tone de împărtășanie și tot nu faci voia lui Dumnezeu, vrea să transformă în întuneric. Să numește împărtășire cu nevrednicie. Și nu este important totuși să fie împărtășit pe partea cealaltă și în momentul în care se face împărtășirea aceasta fizică? Nu. Nu este mai important pe partea cealaltă? Împărtășit, asta spunea. Hai să vă spun ceva. Ce înseamnă împărtășire? Înseamnă că beneficiezi de trupul și sângele Mântuitorului. Asta înseamnă că beneficiezi de energiile Mântuitorului. Corect. Dar nu-i mai bine să ajungi acolo, încât să ai acces la el. Asta presupune să îi pornești pe calea lui. Să faci voia lui Dumnezeu, oricare ar fi ea. Pentru că ea duce tot acolo. De ce? E foarte simplu. Împărtășirea înseamnă că am ajuns la... De asta nu sunt eu tot de acord. E adevărat că împărtășirea poate să fie folosită și ca medicament. Ca suport. Împărtășirea poate să fie folosită și ca refacere de structuri, adică sufletul omului. Vindecarea sufletului omului se face cu împărtășirea. Corect. Împărtășirea este și un medicament. Corect. Dar împărtășirea înseamnă că am ajuns să stau la masă cu Hristos. Dom'le, dar să știți că la masă cu Hristos a stat și Iuda. Și la masă cu Hristos a mâncat și Iuda. Și în același blid a mâncat și Iuda. Așa că împărtășania te transformă. Împărtășania te transformă fie în apostol, fie în Iuda. Să știți. Pentru că la masă nu au fost decât apostolii. Apostolii. Și vă dați seama, din 12, unul a fost Iuda. Și atunci, dacă produce această polarizare în părtășenie, tu mai îmi ceri iertare. De-aia nu mă simt atât de veri să consider că stau la masă cu Hristos. Să se duc alții care sunt vrednici. Eu sunt mai nevrednic. Și postul despre post? Postul înainte sărbătorilor, ce puteți să vă spuneți? Știți, la un moment dat spuneam că e o prostie postul ăsta. Și vă spun și de ce. Mă gândeam, băi, vine frigul. Și cum vine frigul ăsta, automat, mănânci gorgoasele astea, fasole, varză și cartofi. Și că nu e atât de sănătos pentru organismul uman. Mai ales cu pe frigul ăsta, mai degrabă mănânci o slădinuță decât să mănânci cartofi cu ceapă. Dar n-aveam dreptate. Și vă spun și de ce n-aveam dreptate. Pentru că se întâmplă un fenomen. Vine iarna. Vine iarna. Corpul uman este și să știți că e foarte deștept, de fapt, postul ăsta. Eu care nu eram de acord, că trebuie să vă spun. Și se întâmplă un fenomen. Vine iarna și exact când vine vremea mai nasoală, adică prin noiembrie, începe postul. Corect? Bun. Și începe postul. Și când ți-e mai frig, așa, tu fasolică și varză. Bun. Da. Dar știți că mâncarea asta de post are altă vibrație decât dacă mănânci carne? Deci tu ce faci? Intri în frig și începi să mănânci de post. Îți crești vibrație. Ce se întâmplă în perioada asta de iarnă? Apar virozele, nu? Apărând virozele, dacă tu ai, ești în post, să știți că șansa să faci o gripă sau să te îmbolnăvești de o gripă crește cu
cantitatea de carne pe care o mănânci. Deci, paradoxal, dar e firesc și logic. Carnea scade vibrația. Indiferent de dopuriți, tot scade, pentru că consumă din energie, consumă din lumină. Ei, pe când mâncarea de post, și binecuvântată și cu mai ulei de măsru și mai știu ce, automat îți crește vibrația. Și asta ce îmi fac? Ce înseamnă? Să știi, e foarte deșteaptă chestia asta spusă pentru poporul român. El ține post, ține post, ține post. În perioada asta de... este postul mai mic. Deci este de 5 săptămâni, parcă. Sau, în orice caz, e mai mic decât postul Paștelui. În perioada asta își crește imunitatea, că tu iei virusii respectiv. Se pregătește pentru Crăciun, când... Și, mănâncă. De fapt, nu. În perioada asta, tu te imunizezi. De ce? Ai preluat virusii, pentru că n-ai vibrația joasă, organismul este în stare să lupte, deci creează anticorpii în perioada postului ăsta. Dom'le, și când ai terminat, când ai ajuns la Crăciun și ai început să mănânci carne de porc, ești deja imunizat. Ai trecut deja prin gripele, virozele. Ați înțeles? Sunt și ceilalți care nu mănâncă. Nu țin post și mănâncă orice și nu au... Nu. Deci și virozele îi lovește pe toți. Depinde, de, până la urmă, depinde foarte mult de vibrația internă a unui om. Deci de lumina lui interioară. În funcție de lumina interioară, gravitatea unei gripe scade sau crește. Cu cât ai lumina interioară mai mare, cu atât forma de viroză este mai mică. Și de punct de vedere spiritual, postul? Postul ajută la curățare. De ce ajută la curățare? Foarte simplu. În jurul nostru sunt tot felul de entități. Entitățile de vibrație joasă sunt mâncătoare de carne și de produse animale. Clar. Deci, carne, produse animale, sunt de vibrație joasă. Și atunci, în momentul în care tu nu mănânci carne și produse animale, produse lapte, mă rog, brânză, ouă, lapte, în momentul respectiv, vibrația ta crește și entitățile care, în mod normal, stăteau în tine, că pleacă. Ele nu sunt. Pleacă imediat? Nu pleacă imediat. Nu. Dar pleacă în timp. Că nu suportă. Nu suportă să stea și tu să nu mănânci nicio carne și acolo să duc. Astea, știți, entitățile astea stau pe lângă tarabe. Pe lângă tarabele cu mici și cu crnați. Vorbesc foarte serios. Cu cât sunt mici și mai apetisați, cu cât sunt mai multe entități negative. În zonă, că nu stau în atunci toți le avem. Că toți, majoritatea... Toți le avem. Și de asta în mănăstire nu se mănâncă carne. Pentru că este o formă de curățare de energie negativă. Da? Carnea, vrem, nu vrem, produce un cumul de energie. Eu nu sunt nici pro-vegetarian, nici... Eu cred că există o cale de mijloc. Da? Există o cale de mijloc și această cale de mijloc este cea mai bună. Drept urmare, cred că totuși postul Crăciunului, posturile, și mă refer la posturile ortodoxe, sunt foarte bune. Pentru oamenii obișnuiți. Din punctul meu de vedere, pentru cei care vor să evolueze, și mă refer la evoluție rapidă, sunt posturi de copii. Adică duhovnicul meu spune Părintele Pantelimon, de acel drag. Și astea sunt posturi de copii. Deci postul ortodox ăsta e post de copii. Nu e post de oameni care evoluează spiritual. Și ne vrea să evolueze spiritual, trecem pe posturi sănătoase. Și mă rog, postul... În Biblie nu o să găsiți post cu salam de soia. Nici cu cașcaval de soia, nici cu cremuri de soia. Deci postul adevărat e ori. Post negru. Salut! Post, în Biblie se referă la postul... Numai la post negru. Nu există post de la că nu mănânc carne. Nu există așa ceva. Post negru. Ăla e post. Deci apostolii mâncau grâu de la spice grâu și au fost de la dat. Pentru ce nu postezi? Deci faptul că mâncai boabele alea de grâu se vrea că ai călcat postul. Nu că... Stai un pic, nu mai mănânc și eu niște... Țin postul cu ouă și lapte, ca și catolici. Ce nu-i post, aia e joacă. Postul adevărat, postul negru. Pe mine nu interesează postul ortodox. Deci cei care vin la mine, nu aveți decât. Vreți, nu vreți, țineți, e problema voastră. Dar, pentru cei care vor să evolueze, sunt câteva posturi care sunt importante. Este postul, postul negru. Câte zile de post negru vor, pot și trebuie să țină? Una, trei. Sau câte una, mă rog, luni, miercuri, vineri pe săptămână. Sau sunt 107 zile negre.
ne mai jucăm. Aia era nivel spiritual. Unii sunt foarte mândri că țin acest post cu lapte, cu produse vegetale sau cu... Știți, una dintre prostiile pe care le-a creat Ortodoxia este că omul nu mai înțelege pe Dumnezeu din cauza legii. Nu mai văd. Exact în principiul fariseului. Știți, fariseul stătea la biserică. Mi-am vădăină, mi-am farcaia, sunt în ordine. Așa sunt și ortodoși. Am ținut postul, m-am spovedit, m-am împărtășit, sunt ok. Păs, nu ai nicio valoare. Și mai sunt și șocați. Sunt șocați când le spui. Nu. Sunt șocați când le spui că n-ai nicio valoare. Dacă tu nu te schimbi, dacă nu, tu nu-ți afli care sunt defectele, dacă nu încerci să ți le schimbi, dacă tu nu încerci să fii mai tolerant, mai iubitor, mai înțelegător, mai, cum să spun eu, mai deschis către Dumnezeu, să înțelegi mai mult, să ajungi pe altul, nu ai nicio valoare. Postul, fără, cum să spun eu, e o parte din, plus că, aici se pune problema frumoasă. Pentru mine postul e un medicament. Medicament pentru mine. Dacă am un sportiv de înaltă performanță, tu nu poți să prindesc un post. Zic că am studiat și sportivii campioni. Dom'le, un campion la sport. Un soldat de elită. Un miner. Sunt sporturi. Sunt... Păi, pentru... La un moment dat am vrut să fac o ghidășie și m-am pregătit să înțeleg niște principii. Și era vorba de sportul de înaltă performanță. Sportul de înaltă performanță, la înălțimea mea, aveam nevoie de 4500 de calorii pe zi. 4500 de calorii pe zi, din ce? Din fasole și din barză? Să fim serioși. Deci, e clar că postul... Vă dau un exemplu. Eu sunt pe următorul principiu. Și aici apar derogările. Femeile însărcinate. Cei care au mușchi grele, bolnavi, etc., nu trebuie să postească. Sunt dezlegați. Bun. Dacă există dezlegare pentru un lucru, înseamnă că aia nu e lege. Ați înțeles? Deci nu se poate implementa unui popor, toată lumea postește. Asta e o prostie. Deci eu sunt pe principiul următor. Îmi vin mai mulți oameni la mine, da? Și spun, tu postești, tu faci sex, tu te duci în pelerinaje, tu te apuci, te duci și faci arte marțiale, tu faci aia, tu faci aia, tu faci aia. Deci la fiecare dau altceva. În funcție de ce? În funcție de nevoia lui. Că dacă unul e prea văzduhist, aici de față, unii, în momentul respectiv, omul respectiv trebuie să se împământeze. Păi dacă îi dau să și, post, să și postească, după aia e vorba de lumina interioară. Sunt oameni care au lumina interioară mare. Păi dacă ăsta ăsta nici care nu mai mănâncă, l-am pierdut, că e ca balonul. Și atunci, hei, tu, cărniță, să vedeți ce greu le e. De ce? Să rămâi pe pământ. De ce? Să ții lecțiile de viață. Pune una și mână. Că aia te ține legat de pământ. Că dacă lumea nu înțelegea ce se spune, că la un moment dat, Padre Pio, o fuma o țigară și bea o sticlă de bere, vinerea. Pentru împământare. Că la, există niveluri la unii și am întâlnit așa ceva. Deci am avut cazuri psiholog, da? Care ajunge la un nivel de vibrație atât de mare, încât era greu să mai trăiască pe pământ. Și ce trebuie să faci? Popică, cărniță, sport, ca să te împământezi și ai grijă de soț. N-ai altă soluție. Că altfel te-ți prinzi. Ai două soluții. Deci, cu cel care e prea împământat, îi dai post ca să se curețe, cu cel care era prea văzuhist, îi dai ceva ca să se împăteze. Deci duhovnicia, îndrumarea unui om, nu are lege. Nu legea este, omul este făcut pentru lege, ci legea pentru om. Deci legea o interpretezi în funcție de nevoia omului. Că unei frigide nu se spun postul peste postul Crăciunului. Că dacă e frigidă, degeaba. E basă bucură. Câte femei, deci sute, mii de acum, mi-au venit la cabinet și ele spun că țin postul trupesc, dar de fapt n-au nicio parte cu sexul și o scuză în fața soțului să nu se culce pe ei.
Ăla nu-i post. Aia e fugă. Aia e fugă de răspundere. Aia e fugă de propriile probleme. Deci femei care, cărora nu le place să facă sex. Nu știu dacă cu soții lor sau, mă rog, sau și cu toate alții. Dar cert este că pentru ele scuza este sunt în post, nu pot să mă culc cu tine. Aia este o fugă de propriile probleme, de propria, deci de neacceptarea propriei sexualități. Sau în general, de neînțelegerea sexualității. Și atunci, unei asemenea, tu du-te și ai grijă de soțul tău. Cum să fac asta? Că e post. Mă lasă la povești. Nu mai fugi. Dumnezeu nu are probleme. Nu mai poate el. Cum priviți faptul că oamenii înainte de aceste sărbători mari încep curățenile cele generale, mesele, pregătirea, pe mine mai încrujare. Pe mine mai încrujare. Nebunia de sărbători, eu evit. E firesc să-ți faci provizii de sărbători pentru că se închid toate magazinele. Numai din acest punct de vedere. Slavă Domnului, mai avem non-stop-uri și benzinările cum funcționează. Dar eu am grijă să-mi fac provizii cu două săptămâni înainte. Și în perioada sărbătorilor mă uit la ceilalți. Nu ies din casă pentru că sunt mă bar la bar, mașinile. Evit să ies. Și dar vreau să spun ceva. Care consider firești? Și vreau să vă spun. Era la un moment dat, priveam o emisiune despre o piață, nu mai știu, o piață de agro din Franța sau nu știu, era imens, nu știu câte hectare, care trăia, deci, nu știu, 75% din case le făceam în perioada sărbătorilor de iarnă. Deci de Crăciun. Înainte de Crăciun, cu două săptămâni, ea făcea toate încasările pentru ca să rezistă la anul următor. Deci e firesc, să știți, Dumnezeu are grijă și de economie. Că e o dracu, de asta nu știe decât să distrugă. Cel care ghidonează economia, tot Dumnezeu e vânzarea și aia. Plus că, vreau să vă spun ceva, de exemplu, Dom'le, trebuie să schimbăm legile. Clar. Una dintre păcate trecute acolo, ai muncit bine, duminica. Păi băi, nu se bagă mă. Centralele termoelectrice, centralele nucleare, trenurile, avioane, nu se bagă muncit duminica. Să-ți prostiile astea că n-ai voie să muncești duminica. Asta a fost pe vremea lui Pașvan de Chiorul, când singurul lucru că aveai cu vaca sau cu calul sau cu catârul. Și nu trebuia să stai duminica. Oricum nu aveai ce să faci. Puteai să muncești foarte bine și să. Dar în ziua de azi, când sunt o grămadă de oameni, că n-au timp să-și facă cumpărături, că se poate să mai fie păcat faptul că ai muncit duminică. A, nu ai pământul. Corect. Trebuie, dar când ai perioadă de secetă, perioadă de, când ai chirii, tu nu poți să stai cu chiria, nu știu cât te utilează, că e duminică. Asta-s prostii și pe Dumnezeu nu-l interesează treaba asta. Adică, cum să vă zic eu, oamenii au rămas cu ideea că am rămas cu ideea că a șaptea zi este zi de odihnă. A șaptea zi este zi de odihnă. Nu, domnule. Părerea mea este alta. Fă din fiecare zi o zi închinată lui Dumnezeu. Și nu mai are importanță dacă lucrezi duminică. Eu am lucrat și duminică. Am fost paznic, am lucrat duminică. Am lucrat de Paști. Am lucrat de Crăciun. Că așa era job-ul. Am fost medic. Am lucrat duminică. Am lucrat de Paști. Am lucrat de Crăciun. Și când eram la muncă, mă gândeam. Dar oare păcătuiesc? Sau nu păcătuiesc? Când băga să-l în cap ăștia. Că e păcat. Și mi-am zis că sunt idioti. Și că nu are nicio valoare. Că e important de Dumnezeu. Că e important ce fac eu pentru Dumnezeu. Eu pentru Dumnezeu pot să fac orice. Pot să muncesc, pot să mă rog, pot să cânt, pot să dansez. Și toate se iau în Dumnezeu. Hristos a făcut totul pentru Dumnezeu. Că a făcut minuni, că s-a rugat, că s-a închinat, că ce a făcut. Că a dansat, a dansat în Dumnezeu. Și a cântat, și a studiat, și a fost la sinagogă, și toate le-a făcut în Dumnezeu. El a fost 100% în Dumnezeu. Deci, absolut orice lucru poate fi făcut în Dumnezeu. Am zis, nu știu cu sexul cum a fost și dacă a făcut, dacă nu îi se spune, dar sunt convins că dacă a făcut-o pe asta, și pe asta a făcut-o în Dumnezeu. Și atunci, orice lucru poate să fie făcut în Dumnezeu. Noi suntem învățați să înțelegem lucruri care sunt în afară Dumnezeu. Nu există lucruri în afară Dumnezeu, decât în măsura în care eu mă opun planului divin. Exemplu. Moise.
A luptat în Dumnezeu. A ucis în Dumnezeu. Da! S-a bătut, s-a bătut cu ea. A ras toate, mă rog, neamul ăla peste care a trecut. Deci a ucis în Dumnezeu. Fiind în Dumnezeu. Deci, sunt multe lucruri care noi nu le înțelegem. Am avut o discuție următoare. Mă rog, eram atent la copiii care intră în ring. Și se bat și unul spune, îmi spune, pe net, pe face, evident, nu-L văd pe Hristos intrând în ring. Păi Hristos n-a avut misiunea personală să intre în ring. Dar și să sunt îngeri care intră în ring. Și nu vreau să dau nume, dar a existat un mare boxer care, de fapt, e la nivel interior înger. N-are importanță. Dar, de ce? Pentru că lumea asta, așa cum este ea, a fost îngăduită de Dumnezeu să existe ca formă de școală. Un teatru. Dom'le, nu are numai un personaj pozitiv. Are și personaj negativ. Și ca să existe partea aia de personaj negativ, tu ai nevoie de actori. De multe ori, cel care poartă, care, cum să spun eu, care joacă rolul celui rău, nu e cel mai rău. El joacă doar un rol de rău. De ce? Pentru că îl pune Dumnezeu. Ceea ce n-am înțeles mult, și a spus-o Mântuitorul, este următorul aspect. Nu tot cel ce spune Doamne, Doamne, se mântuie, ci cel care face voia Tatălui meu. Deci ceea ce este important în viața mea, a mea, Dragoș Arceșanu, a mea ca om, oricare om, este să fac voia Dumnezeu. Oricare ar fi ea, oricare, nu înseamnă să stau să mă rog. Nici să bat mătălini. Nu. Așa au fost învățați. Așa au fost învățați niște oameni care înțeleg că asta e. Oameni care nu înțeleg că lumea asta n-ar funcționa dacă ar fi toți ca ei. Deci nu putem să fim toți la fel. Dacă am face toți mătălini, cine ar mai face unul de șantă? Și atunci astea sunt roluri date de Dumnezeu. Deci fiecare trebuie să-și facă treaba lui la locul la care e pus de Dumnezeu. 100%. Lucrurile mai prost că nu ne face treaba cum trebuie. Dar, asta este tot dintr-o proastă înțelegere. Dintr-o proastă înțelegere. Cum pot să... toți știți, mai vin la mine și mă întreabă. Dom'le, de ce misiune personală am? Dom'le, zici că mai trebuie nevoie de un Hristos. Și eu răspund. Misiunea ta personală este să faci 110% ceea ce ai tu de făcut la locul tău de muncă. Păi de ce? Păi de-aia. Pentru că dacă tu nu mături 80%, cine o să-ți dea ție o funcție mai importantă? Ținând cont că randamentul tău este 80%. Pentru ce să-ți dea ceva mai important atât? Și în momentul respectiv, îți dai seama, deci, cum să zic eu, în momentul în care tu îți faci meseria cum trebuie, automat, te duci la un nivel superior. Pentru că înseamnă că poți. Toată lumea vrea să fie Hristos. De-aia imaginați-vă Hristos făcându-și treaba Lui 80%. 80% din minuni, 80% și se crucifică 80%. Înțelegeți de ce nu se poate cu jumătate de măsoară? Ori ați face, ați... Eu sunt convins că până și tâmpăria a făcut 100%. N-a făcut 80%. Deci a făcut totul exact cum trebuie. Și asta este modelul Cristic. Modelul Cristic înseamnă în locul în care sunt, în jobul pe care îl fac, în... Mă, cel puțin să mă strădui. De ce să mă strădui? Hai să vă spun ceva. Cerul apreciază străduința. Nu este apreciat, cum să vă zic eu, este mai apreciată străduința decât rezultatul. Evident că e foarte important și rezultatul. Corect. Dar știți cum e chestia aia unde pune omul mâna, pune și Dumnezeu mila?
E, ideea este să ajungi la nivelul să te strădui. Să te strădui să faci, să te strădui să faci bine, să te strădui să fii mai blând, să te strădui să fii mai înțelegător, să te strădui să fii mai drept, să te strădui să fii mai curat, să te strădui să fii mai iubitor, să te strădui, să te strădui. Momentul respectiv, pentru străduința ta, Dumnezeu îți dă și dară. Dacă încerc să fiu mai blând și mai înțelegător, automat Dumnezeu îmi va da blândețe. Dacă eu încerc să fiu mai înțelept, voi încerc să înțeleg. Pe măsură ce încerc să înțeleg, și o să-i spun, Doamne, dar sunt cam prost, mai dă-mi și mie puțin, că nu înțeleg. Păi stric de 1000 de ori până îmi dă înțelepciune. Stric de 1000 de ori până îmi dă tot ce am nevoie ca să fiu, să mă apropie de el. Dar trebuie să înțeleg eu mai întâi limitele mele ca să poată, ca să știu ce să cer. Credeți că obiceiul acesta de Crăciun, împotrivirea bradului, colindătorii, tăiată porcului, sunt obiceiuri creștine? Sigur nu sunt creștine. Dar, haideți să vă spun ce am făcut eu. Eu am perioada mea cristică. Și perioada mea cristică, că era habotnică, adică îi zic perioada păcatelor de-a dreapta. Există păcatele de-a stânga, păcatele umane și păcatele de-a dreapta, care sunt păcatele habotniciei. Când ai impresia că totul trebuie să fie așa, așa, așa și așa. Bun. Înțelepciunea te face foarte tolerant. Pe când tinerețea te face să fii habotnic, extremist. Dar tu ți-așa zicea, cine nu este extremist la tinerețe. Dar dacă rămâi și la bătrânețe, înseamnă că ești prost. Asta e ideea. Și el zicea că trebuie să fii comunist la tinerețe și nu știu cum, liberal la bătrânețe sau ceva de sfânt. Ideea este că nu știu unde am plecat. De la obiceiuri? Obiceiuri. Se întâmplă următorul fenomen. Era în perioada asta cristica mea și mi-am dat seama că eu stânga, dreapta, bine, rău, alt, negru. Și am început să dau la parte tot ce nu e. Dom'le, porcul nu are nicio legătură cu Hristos. Tăierea porcului. Da? Pentru că m-am dat pe acolo, nu se mănâncă porc, nu prea se mănâncă porc. Porcul nu are nicio legătură. Ignatul nu are nicio legătură cu Hristos. Nu să vă zic eu. Nici măcar 25 nu știu dacă are o legătură cu Hristos, pentru că în calendarul vechi era sărbătoarea soarelui. Deci este se sărbătorea soarele. Adică vechii, mă rog, înainte de creștinism, era o sărbătoare închinată soarelui, din câte țin eu minte. Și se noia anul. Deci fiind în opoziție cu perioada cea mai, hai zicem, ca întuneric cu lumină, da? Bun. Deci n-ai nicio legătură. Nu știu când s-a născut Hristos și nu cred că știe nimeni. Deși se spune că s-au păstrat, dar nu cred că au ea dată exact de când s-a născut Hristos și că... Deși știu că există și așa ceva și pentru că s-a făcut... Romanii erau foarte... aveau niște catastife foarte serioase făcute. Bun. Dar asta era tehnic mai puțin important. Ce este că creștinismul a încercat să înglobeze vechile tradiții și au început să suprapună sărbători ortodoxe creștine peste sărbători pe păcăne. De ce? Pentru că ei nu sărbătoreau creștinismul, ei sărbătoreau. Și acum, la țară, cu ielele, cu săritul peste foc, nu e nicio treabă cu creștinismul. Săritul peste foc. Sau când se bate nu știu ce, satul de sus cu satul de jos. Nu am treabă cu creștinismul. Din Pradului. Pradul nu are treabă nici cu România, nici cu... Dar se vinde undeva din nord. Da. Da. Să vă spun ceva. Și eram eu împotrivă. Și... eram deja la cabinetul care eram acum. Că așa îmi dă Doamne câte o lecție. Și ziceam, nu mai lăsați-mă cu vostru, cu Crăciunul vostru și cu tăierea porcului și cu Moș Crăciun. Și ce are Moș Crăciun? Cu Iisus Hristos. Și povești care au apărut. Că Crăciun era unul care nu l-a primit pe Hristos și... Deci, cum să zic eu, creștinismul a făcut și niște legende așa, să le îmbrace. Adică, de exemplu, ouăle de Paști sunt de fapt, dinainte de creștinism, un podobit cu vopsitul ouălor și are o altă, cu tot o altă conotație. Și atunci a apărut aia, legenda cu Maica Domnului, care s-a dus cu oale sub cruce să-i
și le-a vopsit cu sângele Mântuitorului. Deci tâmpenii de genul ăsta. Și așa am părut și acum, cum că Crăciun era unul care nu a primit pe, am n-a primit-o pe Maica Domnului, ca să nu știu ce, și a fost pedepsit să dea cadouri tot anul, pentru că n-a vrut să-l ține pe Mântuitorul. Asta e prost. Și m-am zis, făceam diferența asta. Și eram la cabinet, dai și vine cineva, nu mai știu cine mi-a zis. Și mi-aduce. Și zice, îmi zice în felul următor. Eu sunt foarte atent la ce se întâmplă și ce vine la cabinet. Și vine și îmi pune pe masă așa. Un brad mic, lumânare. Un Moș Crăciun mic. Și 7 îngeri. Îi am și acum. Nu știu care e Zuză, de acolo le-a dat foc să lumână și le-a ars capetele la îngerașa. Nu știu cum, de tot, dar pot să vii să faci așa ceva. Și mi-a adus ăștia și mi-a pus pe cabinet. Și mi-a zis, zice, nu știu de ce, dar Îngerul meu păzitor m-a trimis să-ți aduc ăștia. Eu a rămas blocat și stăteam la cabinet și mă uitam. Deci aveam un brad, un Moș Crăciun și îngerii în jurul lui. Și zic, clar, am făcut-o de oaie și ceva am greșit. Dar zic, ce-am greșit? Și am început să analizez. Și am analizat ce se întâmplă de Crăciun. Doamne, se coboară îngerii. Doamne, o să vedeți că oamenii vor, nu vor, dau. De multe ori, că e voie, că nu-i voie, că așa, se dau primă. Că sunt de acord, patronii, că sunt de acord, nici ei nu știu de ce, Doamne, nu de ce, dar nu pot să nu le dau. Bun, și le dau. Și asta vin de la, să zic așa, Dumnezeu. Dumnezeu, pe intermediul oamenilor, dau mai mulți bani de sărbători. Automat se cumpără cadouri. Să știți. Și m-am uitat la o chestie. Domnule, nu poți să... Cadourile astea, dacă nu vrea Dumnezeu să-i dai cuiva un cadou, nu poți, mă! Nu-l găsești, nu-ți vine, nu ai. Și de fapt, stând așa și mai zis, am descoperit că artizanul tuturor lucrurilor astea, Dumnezeu. Și că Moș Crăciun este, de fapt, o formă de manifestare a lui Dumnezeu. Care dă darul prin intermediul oamenilor. Apropo de bucurie. Apropo de bucurie și de îngerii bucurie. Da. Și că oamenii primesc ce își doresc. Și că, mă rog, toate astea. Și a trebuit să le considerați în nazării de Moș Crăciun. De ce? Pentru că am înțeles că Moș Crăciun este manifestarea Dumnezeului Dumnezeu Tată în acord cu umanitatea. Și ați văzut că până și cel mai sărac primește o pătulă, un cozonac, cu ceva. Și este Dumnezeu din spatele oamenilor care oferă celorlalți. Drăguț a fost că, mă rog, una dintre fetițele mele mă întreabă într-un an, era mică la putere, și îmi zice, tati, de ce nu te faci tu Moș Crăciun? Și zic, de ce? Și zice, păi zice, tu dai darul. Zice, tu, cred că s-ar potrivi ție. Și am ăsta i-am zis, tatăl, m-a întrebat, apropo de Crăciun, nu mai știu ce m-a întrebat și i-am spus, tată, știi ce m-am gândit eu? Ce? Zic, fii atent, când o să mor, să vorbesc cu Doamne, Doamne, să mă ajute să-l ajut pe Moș Crăciun. Că zic, cred că crește populația oamenii și o să aibă nevoie de ajutoare. Și m-am gândit pe lângă Rudolf și nu neapărat pe lângă Rain, dar mă găsi eu acolo să o bag în echipa lui Moș Crăciun. Și a rămas fascinat. Și te-ai gândit să-l rogi pe Dumnezeu să-l ajut pe Moș Crăciun? Zic, da. Zic, mă bag în echipa lui să-l ajut pe Moș Crăciun. Dar eu vorbesc serios. Am stat și m-am gândit ce mi-ar place să fac după ce mor. Și cred că unul dintre lucrurile care mi-ar place să fac de așa, este tot organizarea sărbătorilor de Crăciun, de Paști. De ce? Dom'le, nenorocit, slavă Domnului, cât cuprinde. Probleme pe lumea asta. Am ajuns la înțelepciune, să înțeleg că lumea asta trebuie să existe cum e ea.
cu probleme, cu necazuri, cu bucurii, cu dureri. Nu sună rău, sună dur. E greu și să te operești, și să ai accidente, și să-ți moară cineva drag. Dar asta ne formează. Planeta asta este o pepinieră unde se cresc spirite de elită. Ca să crească spirite de elită rapid, adică, într-adevăr, știți că am văzut la Cruzia că în 70 de ani pe planeta asta, un spirit, bine, cu un background, poate să ajungă la mântuire. Adică... Nu era de aceeași părere? Nu era de aceeași părere, dar... aici se pune problema de calitatea umană. Deci, calitatea umană poate să facă ca un individ să ajungă la Dumnezeire într-o viață. Evident că nu toți au aceeași calitate umană. Deci sunt spirite care să ajungă la Dumnezeire în viața asta, cu un background, adică cu niște încarnări în spate. Dar sunt spirite care nu o să termine nici în viețile următoare. O să mai aibă nevoie de alte planete. Deci nu vorbim despre o singură viață? O singură reîncarnare? Dar poți să-și întâlnești să ajungi la ultima condiție în care, zice, mai ai 2, 3, 4, e. Poți. Ce ne sfătuiți la trecerea dintre ani să facem de punct de vedere spiritual? Ce faceți dumneavoastră? Hai să vă spun ceva. Eu, să știți că prefer ca trecerea dintre ani, de ce mai mult să petrec acasă? De ce? Pentru mine Crăciunul și Anul Nou sunt perioade în care mă gândesc, în primul rând de Crăciun, din punct de vedere spiritual, se suplimentează ceea ce se cheamă misiunea personală, MP-urile. Misiunea personală poate să fie să stai într-o familie, cu o femeie, cu un bărbat. Misiunea personală poate să fie să primești un copil. Misiunea personală poate să fie să ții cursuri. Misiunea personală poate să fie să ții alt job, să pleci în altă țară. Misiunea personală poate să fie altceva. Să-și încheie? Să poți și încheia? Sau să absolut, da. Se poate la Dijon, gata. Ți-a încheiat aia. Deci, dar, de obicei, de Crăciun se suplimentează misiunea personală. Când este vorba de o altă persoană, adică de binele altor persoane, automat se suplimentează misiunea personală. Pentru că Cerul e interesat de faptele bune pe care poți tu să le faci. În perspectivă, în viitor. Da? Bun. Suplimentarea aceasta de misiune personală trebuie să o înțelegi. Și pentru asta ai nevoie de meditație. Că trebuie să stai, să te gândești. Vorbeam despre, la un moment dat, într-o dintre emisiuni, parcă la ora de, despre diferența meditației sau rugăciune. Și spuneam, domnule, rugăciunea este momentul în care eu îi vorbesc cu Dumnezeu. Meditația este momentul în care eu ascult ce îmi spune Dumnezeu mie. Deci nici rugăciunea fără meditație, nici meditația fără rugăciune. De ce? Pentru că nu e complet. Și atunci, câteodată ai nevoie de un timp de meditație, special ca să înțelegi ce ai de făcut. Bun, sunt aici. Știți că te-ai viață. Te duci din stânga, dreapta, dreapta, stânga. Păi, dar una trebuie să te odinești, să te liniști aici. Și să te întrebi, de ce am de făcut? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Ce-ți vine în minte? Sau... De obicei, ce-ți vine în minte prima oară de la Îngerul Păzitor. Bine, acum, îl chem și pe Părintele Arsenie Bocan și pe Mântuitorul câteodată când vreau să aflu ceva, pentru că misiunea personală poate să fie orice. Eu acum mă asemăn pescarului. Eu am întins nada. Aștept doar pești. Și asta durează. Oamenii se trezesc, se lovesc de pereți și abia trebuie un timp până să ajungă la mine. Dar ei vin în perspectivă și, cum să zic eu, fondul meu, stai și mă gândeam, eu sunt un tip care sunt încă de acțiune. Și atunci am nevoie să fac ceva
până când vin și se trezesc toți. Și atunci, cred că va trebui să-mi găsesc o ocupație a care să-mi umple timpul până ce vin restul, adică trebuie să-mi găsesc ceva de făcut. Nu aveți nimic în minte sau încă nu puteți să cred că încă nu știu sigur că 25 o să am singur, dar cred că mă întorc la raliu. Mă întorc la raliu pentru că din mai multe considerente, mă întorc la raliuri și între timp continuu. Cursuri, seminarii, îi aștept pe cei care se prezesc, pe cei care vor, pot și trebuie să urci spre Dumnezeu. Ne așteptăm cu noi cu pe. Ah! Doamne ajută, n-am nimic împotrivă. Pune și chestia asta. Apropo de cupe, e o binecuvântare de a lui Dumnezeu. Deci, eforturile tale sunt răspădite prin așa ceva. Știți că deasupra, în momentul în care am avut șansa și Dana mi-a îngăduit treaba asta, să fiu pe podiu. Și în momentul în care ești pe podiu, se deschid cerul. Și asupra ta coboară îngerul bucuriei. Că mă întrebam de ce vor toți să stea lângă un campion. Asupra unui campion, și mai ales după ce câștigă și e învingător, coboară îngerul de bucurie și coboară îngerul darului, Gabriel, și vine cu coloana care te înconează. Și ala rămân. Deci campionii. Nu mă doresc sport... pe drept. Pe drept mai coboară? Coboară, dar în momentul în care ai greșit, aia se transformă în sens negativ. Deci campionii adevărați întotdeauna cresc ca lumină prin ceea ce fac. Cei care au câștigat cu furăciuni, lumina aia se transformă în sens negativ, devine întunecat. Adică, să știți că și acolo sunt reguli. Evident că nu poți să minți pe Dumnezeu. Poți să minți, poți să iei cupa, dar nu-i cu cupa. Dar dacă ai furat-o, aia se transformă în sens negativ. O cupă pe care ai câștigat-o, știți că o cupă pe care ai câștigat-o pe drept emite lumină? Da. Am văzut și am fost de multe ori, am văzut de câteva ori cupele unor campioni. Cupele campionilor, când sunt puse ele acolo, emit lumină. Pentru că ele conectează la momentul în care ai câștigat și ai primit-o și erai pe podiu. Și în momentul respectiv îți vine energie de acolo. N-ai cum să le legi pe alea. Pentru că alea îți deschid tot timpul către... Și pe acolo îți vine mine. O cupă pe care ai câștigat-o de îndrept, aia poți să o uiți. Pentru că aia va veni cu tinerii. Deci, sunt foarte multe lucruri. Habar n-aveam. Nici nu știam așa ceva. Deci, de fapt, chestia asta am analizat-o. Le-am pus cap la cap când a câștigat Viorel Simion. Când a câștigat Viorel Simion, am văzut așa cum se complete lumină. Și după aia toată lumea cum se ducea să pune mâna pe el. Și zic, uite, până acum, mă rog, nu vrea nimeni să-l ajute și mai știu ce. Dar acum că e campion, toată lumea vrea să se apropie de el. Pentru că are lumină, nu? Și tot așa. Și atunci e foarte important. Medaliile astea, la un moment dat, mă gândeam dacă ascunsese. N-am și niște cupițe. Și le ascunsese. Și că am zis să nu crească orgoliu. Dar e greșit. Trebuie să fie într-un colț, într-un colț al cupelor, care îți aduce o anumită lumină. Nu știu care colț, că nu le-am pe astea pe feng shui. Eu le pun fără să vreau intuitiv. Și le pun în locul respectiv. Nu ne-ați răspuns ce faceți la trecerea dintre ani. La trecerea dintre ani, s-ar putea, eu fac misiuni personale. Și aceste misiuni personale sunt, depinde de unde mă trimite Dumnezeu. Anul trecut am fost într-un club rock. Anul ăsta, nu știu exact când mă duc, s-ar putea să fie un restaurant. În general, nu stau foarte mult, pentru că cred că încep să semăn la preot, pentru că de obicei, preotul, știți, merge la face nunta și după nuntă se duce la petrecere, dar stă foarte puțin, binecuvântează masă și pleacă. Cam, cred că asta va fi menirea mea de acum înainte. Merg, binecuvântez masă, plec. De ce? Păi, hai să vă spun ceva.
fără să vrei, la un anumit nivel impui. Și când impui, am fost la nunți și la alea. Nu mai pot eu să mă zbengui. Știu. Dar nu mai pot să mă zbengui ca 20 de ani. Nu mai cadrează. Și atunci, tocmai din cauza că ai câmpurile foarte puternice să mă știu ce, oamenii aia stau frumos la masă și nu fac nimic. Nici nu se-mi bată, că nu pot. Nici nu-mi beau, nici nu mănâncă, nici nu dansează. Nici... Și nici ei nu știu de ce. N-au niciun chef. De ce? Pentru că tu îi impui un respect. Pe care nici măcar nu se zice, nu știu de ce. Ei, și atunci ca să-i lași pe oameni, că drăguț am fost la niște chefuri și am stat până la o oră și după aia am plecat. Și după aia aflu. Și la ce oră ai plecat? Păi zic, eu am plecat la 1, 2, nu știu. Și după aia îmi povestesc. Păi stai să vezi ce s-a întâmplat după aia. Că nu știu ce au făcut. Că au sărit în piscină. Că până atunci am zis că toată lumea a stat frumos cu un pahar, am băut, că la ce? După ce plec, iese de dos. Și atunci, eu cred că oamenii au nevoie să distreze. Chiar dacă eu nu mai fac așa, nu mai merge. Mi se pare foarte firesc ca ei să o facă. N-au decât. Pot să se îmbete, pot să... E problema lor? E. Își asumă. Își revine. Dar e firesc să se distreze. De ce? Pentru că distracția asta sunt o formă de defulare. Da? Că se bată, că sară în apă, că dansează. Că... E firesc să existe. E firesc chiar... Știți, e pilda Sfântului Antonie cel Mare, apropo de coarcul. Când spiritul unui om e ca un arc. Dacă treci pe unul de el să rupe. Și atunci are nevoie și de recreație. Dansul, socializarea, cluburile, pot să fie, nu sunt toate demonice, sunt îngăduite Dumnezeu tocmai ca să defuleze. Și atunci o să ne gândim, atâta timp, orice lucru care nu este, care este făcut cu măsură, nu poate să fie rău. Un om trebuie să fie același și în club și în altar. Un om trebuie să fie același, adică, ca și în aici, și în asta, și în activitate, și în aici. Același, la ce vă referiți, anume? Adică, cum să vă zic eu, gândirea lui. Okay. Modul în care gândește, modul în care relaționează cu oamenii, modul ăsta trebuie să fie în un fel. Da? Adică, cum să vă zic eu, gândirea mea relativă la Dumnezeu nu trebuie să se schimbe sau să altereze în funcție de energia locului în care mă aflu. E clar că energia unui sal de box nu se compară cu un altar. Dar eu trebuie să gândesc la fel. Atitudinea mea trebuie să fie aceeași. Că e în club, că e într-o sală de artă marțială, că e în altar, că e la locul sfânt. Gândirea mea trebuie să fie aceeași. Asta mă face să fiu eu. Dacă mintea mea, sufletul meu, spiritul meu, este influențat de locul în care sunt, asta înseamnă că nu sunt ok. Asta înseamnă că îmi pierd identitatea. Eu sunt... Cum să vă zic eu? Eu cred în unitatea, în diversitate. Da? Dar diversitatea asta este dată de conștiința de sine. Nu de alterarea conștiinței de sine. Unitatea este importantă prin indivizi asemănători de aceeași valoare spirituală. Dar asta nu înseamnă că ei au o lipsă de conștiință de sine. Eu cred în conștiința de sine, cred în stima de sine. Hristos a avut o mare stima de sine. Deci, problema este că noi nu știm să facem diferența între stima de sine și orgoliu. Că de multe ori orgoliu e considerat stima de sine și invers. Deci, stima de sine presupune să știu foarte clar cine sunt, ce caut în planul ăsta. Care sunt atributele mele, care sunt obligațiile, defectele, ce, toate astea. Asta înseamnă stima de sine. Orgoliu înseamnă să nu-mi dau seama de asta și să mă consider mai bun decât sunt. Da? Și mai există o falsă smerenie care ascunde un orgoliu imens. Da? Și există lipsa stimei de sine și nei care este coroborată cu neiubirea de sine, care este mai rea decât orgoliu. Pentru că lipsa stimei de sine
Se face, îl face pe om să-și pierdă Dumnezeirea în el. Să se auto-blameze, să se auto-îndivăluțească, să dea omul, să se auto-culpabilizeze. Și de asta de obicei scap mai greu decât de orgoliu. Sunt foarte mulți. Foarte mulți. Da, pentru că noi am, creștinismul a predicat umilința, nu smerenie. Hristos era smerit. Clar smerit. Dar avea stima de sine. Pe când noi am învățat umilința și am pierdut stima de sine. Noi nu avem stima de sine ca nație din cauza lipsei de stime ca individ. Deci noi nu avem stima de sine ca indivizi și asta ne-a făcut să nu avem o stima de sine ca nație. Noi n-am avut, noi nu știm să avem o coloană vertebrală ca nație. Chiar dacă suntem mici. Bă, sunt și alții mici. Sunt și alții care s-au ridicat și împotriva Uniunii Europene, și împotriva nemților, și împotriva... Și au zis clar, noi nu. Nu vrem. Uite de aia, nu vrem. De ce? De aia. Pentru că avem sânge și avem stima de sine. Și sunt foarte bine. Și sunt foarte bine. Noi nu avem stima de sine. Ca nație. Ne căciulim. Eu n-am de ce să mă căciulesc în fața Franței. Sau în Germanii. Nu mă interesează. Poți să trăiesc foarte bine fără ei. Am avut mașini mai bune decât ei. Și putem să facem mașini mai bune decât ei. Putem să facem orice mai bine decât ei. Că de-aia suntem în pericol și de-aia ne-am distrus. Pentru că noi putem să facem orice mai bine decât ei. Putem să facem arme mai bine decât ei. Putem să facem dace mai bine. Ca dovadă. Putem să facem, cum să vă zic eu, electronice mai bune decât ei. Putem să facem fier mai bun decât ei. Am avut metalurgiști, noi, și dacă habar n-am. Deci, la noi, facultatea de metalurgie era una dintre cele mai bune facultăți din lume. Ăia învățau pe din afară, ceea ce americanii aveau, purtau cartea cu ei. Deci s-a dus numele nostru acolo și se formulează oțelul lor, știi? Și el îi spune, americanul. Păi și dacă pierzi cartea, îți ziceam librăria peste drum. Înțelegi? Deosebirea de învățământ. Un medic român se adaptează totdeauna. De ce au luat ăștia medici de afară? Bă, dacă învățăm medicină atât de proastă. De ce? Sunt mii de medici care au plecat în țările nordice. Pentru că sunt buni. Și sunt apreciați. Și sunt apreciați pentru că știu să lucreze și să pună una și să vadă una. Bun. Și de ce am vrut să ne distrugă? Tocmai din cauza asta. Pentru că am fi putut deveni o un concurent pentru ei. Și atunci am învățat să ne căciuim la unii care ne distrug asta. În loc să ne construim noi pe noi. Nu știu. Mi-ar place ca nația asta să renască. Și mi-ar place ca nația asta să facă tot ce poate face. De ce? Pentru că e în stare. Să începem cu nou la să știți că noi aveam, deci aveam, de exemplu, România avea o fabrică la IMGB, în fabrică acolo, era una dintre puține țări care aveam matriță pentru turele de tank. Am avut eram una dintre singurele țări care puteam să facem rotoare pentru hidrocentrale. Asta făcea România. Am avut șantiere navale care făceau și care cu concursul nostru, ăștia care ne-au dat la americani și la nemți. Cu ajutorul ăstora am reușit, deci am făcut vapoare care au, cum să vă zic eu, deci stă mintea în loc. Această nație mică. Această nație mică a putut să facă lucruri mărețe. Când? Când a avut o conducere care a știut să-l strunească și să-l conducă. Când a avut, cum să vă zic eu, a putut să facă foarte multe. Și cum e? Lucrurile noastre mărețe nu le-a făcut sub nemți și sub francezi. Ăștia nu știu de câți ne sugă de bani și de cunoaștere și de mai știu ce. Le-a făcut sub ruși. Mandatarii, anii 70, anii... Deci când în România era rai, poți să puteți sub Bruși, nu sub Bruși, sub alte. Eu, o secundă, nu provodesc nici ruși, nici altceva.
Eu constat. Eu constat că dinspre vest nu ne-a venit nimic bun. Chiar nimic. Niciodată. Revenim la anul nou. Deci misiunile, să înțelegem. De Crăciun, cel care dă misiunea personală este Mântuitorul. El stabilește cine, cum stă, mai stă pe pământ. Și ce mai are de făcut? Pentru că Mântuitorul avea și are cartea vieții. Acolo de să scrie. Dragoș face asta, face asta, face asta. Și are de făcut asta. Bun. Asta înseamnă că este un moment în care se pot suplimenta viețile, cei care au boli foarte grave, pot să ceară de la Dumnezeu, de la Mântuitorul, suplimentare de misiune personală și atunci mai pot să trăiască. În general, misiunea asta personală se suplimentează de Paști și de Crăciun. Se deschid cerurile, este sărbătoarea bucuriei, pentru că e nașterea Mântuitorului și nu are nicio conotație negativă. Știți, pe undeva există o poveste un pic prozaică, apropo de nașterea Mântuitorului, apropo de pește, apropo de sărăcie și nu știu eu ce. Nu știu exact, o să verific, mai caut. Și apropo de Iosif din Arimatea și mai multe. Și de Maica. Dar asta o să studiez, pentru că nu am dat TCAP. Mie îmi place adevărul. Indiferent cât de crud e, mie îmi place adevărul. Și atunci, este momentul în care putem să cerem schimbări în viața noastră sau se întâmplă schimbări în viața noastră în perspectivă. Și din punct de vedere bune, și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere emoțional, din toate punctele. Ce planuri aveți pentru anul viitor? Sincer, încă nu am primit misiunea personală. Da, am așteptat. Știu că am terminat un an. Știu că am terminat un an. Anul trecut mi se suplimentase misiunea personală, apropo de cursuri în țară. Sincer, credeam că am terminat. Da. Dar se pare că nu. Și cred că anul viitor iar o să o iau prin țară. Sunt orașe în care n-am mai fost de mult și în care oamenii mă așteaptă. Sunt oameni pregătiți să se trezească sau auziți. Sunt oameni pregătiți să primească cunoaștere și atunci o să mă duc acolo. O să fiu la cabinet, o să trebuiască să-mi cresc copiii, o să mai aștept încă unul. Deci o să am un an plin. Dar, de fapt, de asta este. Deci mă gândeam. De asta e frumoasă viața. Nu pot să ies la pensie încă. Și să de aceea mă gândeam, cred că m-aș fi plictisit dacă nu aș avea nimic de făcut. Și e foarte bine că am ceva de făcut. Și o să spun ceva. Să de aceea mă gândeam. Dom'le, cred că viața mea este justificată și justificabilă în măsura în care mai există oameni care nu au nevoie de mine. În momentul în care nu se mai existe, la revedere, pot să văd de mersul meu pe lumea cealaltă. Dar din cât mai există un singur om care mai are nevoie de mine de îndrumare, probabil că să stau pe pământ. Ca o concluzie pentru cei de acasă? Ca un sfat? Îi sfătuiesc să fac un pic diferență între tradiție, obicei și însemnătatea spirituală a Crăciunului. Și aici mă refer la nașterea Mântuitorului. De ce? Dom'le, nașterea lui Dumnezeu pe pământ înseamnă și lumea pe cum e biserica. Biserica, tot ce a făcut ei se transformă totul în taină. Și le-au ascuns, dar știți cum ea, când îți ascunzi lucrurile atât de bine când nu le mai găsești? Cam așa a făcut biserica de cunoaștere. A ascuns-o atât de bine, când nici nu mai găsește. Și a transformat totul într-o taină. Dom'le, nașterea Mântuitorului, Dumnezeu, pe pământ, este de neimaginat. De ce? Păi imaginați-vă că vezi galaxia asta, de undeva departe. O vezi un punct, da? Și imaginați-vă că în punctul ăsta se naște Dumnezeu. Numai și atât. Și deja ne-am încurcat neuronii.
Și totuși Dumnezeu se naște pentru planeta asta. De ce? Mă rog, faptul că Dumnezeu se naște pentru cei 144.000 de ani și nu neapărat pentru după aia ta pământ și dar după aia, după aia pentru că s-au întors mulți oameni la Dumnezeu, a devenit creștinismul o religie cum să spun eu, mondială. Asta este altă problemă. Dar faptul că se naște este de cum să spun eu, e ca și cum la tine acasă ar veni Dumnezeu. Aici, pe planeta Pământ, nu știu dacă se duce pe altă lume, dar pe firul ăsta de praf care există în Univers, numit Terra, vine Dumnezeu. Asta înseamnă ce? Unu, mi-arată smerenia lui Dumnezeu, căruia nu este greu să coboare în cel din urmă bordei de pe planeta Pământ. Dar înseamnă și cât însemn eu pentru El. Cred că dacă Dumnezeu vine în casa mea și Dumnezeu vine în casa noastră prin fiecare, eu știu, icoană a Mântuitorului, da? Prin fiecare icoană a Maicii cu pruncul, prin fiecare la noi în casă, da? Înseamnă și cât de important sunt eu pentru El. Eu nu pot să-mi dau seama de importanța mea. Doamne, eu am stat să mă analizez. Cât de important sunt eu, fără să am orgolii. Deci nu, domnule, eu sunt... Dar vreau să știu și eu ce importanță am eu, Ovidiu Dragoș Andrișoara, în perspectiva terestră, în perspectiva universală, în perspectiva divină. Bun. Dacă Dumnezeu stă la ușa mea să bată, înseamnă că sunt foarte important. Înseamnă că sunt foarte important pentru El. Înseamnă că eu sunt important. Înseamnă că fiecare om e important. Și în momentul ăsta, ce realizez eu? Că de fapt n-ai voie să înjosești pe nimeni. Că fiecare e important pentru Dumnezeu, precum mine. Îmi dau seama că n-ai voie să umilești pe nimeni. N-ai voie să faci rău nimeni. Pentru că, și aici apare ce spune Mântuitorul, cine face acelea, acestuia, mie îmi face. Pentru că în fiecare om există chipul lui Dumnezeu, în fiecare om există potențialul lui Dumnezeu divin, în fiecare om există Dumnezeu. Deci orice rău îl fac eu unui om, automat îi fac lui Dumnezeu. Orice bine fac eu unui om, automat îi fac bine Dumnezeu. Și atunci vă sfătuiesc, faceți bine. Faceți bine oamenilor. Și atunci vei face bine Dumnezeu. Făcând bine Dumnezeu, Dumnezeu o să vă ofere ceva. Nu știu ce vă doriți voi, dar o să vă ofer. Și creștinismul, vă spun eu, Crăciunul este cel mai bun moment să ne deschidem sufletele, inimile, spre bine, spre a ajuta pe ceilalți. Și nu în ultimul rând, cred că eu trebuie să înțeleg ce-a făcut Mântuitorul pentru mine. Eu trebuie să înțeleg că El a renunțat la ceva ca să se nască. A renunțat la ceva ca să fie om. A renunțat la ceva ca să mă ajute pe mine să pot să urc de acolo de unde a venit El. Și asta e foarte important. Pentru că îmi descoperă iubirea Lui pentru mine, pentru fiecare dintre noi. Ori, asta este frumusețea lui Hristos. Frumusețea lui Hristos este dinainte de a se naște și continuă după Învier. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Eu și echipa Life Spirit vă urăm sărbători fericite, pline de pace și liniște și un an nou plin de împliniri. Vă așteptăm acele cupițe. Sper să fie mai mare așa de data asta. Și-o dat Dumnezeu. Până la urmă, știți, eu am descoperit că e important să faci ce ține de tine. Și după ce faci ce ține de tine, știți, principiul. Pune omul mână, pune și Dumnezeu mină. Și în rest, să rămână Dumnezeu. Pentru fiecare. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă urăm sărbători fericite, pline de lumină, iubire și pace și un an nou plin de bucurie.
O seară plăcută vă doresc!